Bunda. Hello. Diana. Saluta. Hello. I will show you a beautiful park. A beautiful park. Hello. 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 So, Claudio, have fight too here in this town. Have walk he too in this park. Hello, hello. This morning have rain. But now, salute. There now is wonderful. It's a nice weather. Ce joci? Șac? Hai să vedem de statuia acolo. Nu mai lasă scoala tu, copilul ăsta din spate. Thank you. And now I will show you a monument of UNESCO Patrimonio. Wait. It's right there. Yes, we are from Romania. This is Bravo! It's this one. Sunt nerăbdător să-l văd. We'll fight only Giuliano for the championship. Nice monument. Look. Uite. Cu Claudelu am fost și la masa tăcerii. And now, in the front is another monument. And a historic monument. Da, o să ne uităm, o să ne uităm cu siguranță. Imediat, imediat o să punem. Tá, é isso, vamos por aqui.
Da. Se poartă mască și în parc, incredibil, dar adevărat. Yes. Mască. Mască în parc, nu pot să cred. Asta e, ha? N-avem încotro. Acum o să vă arătăm masa tăcerii. Este acolo în față. Trebuie să fie și acolo un gardian care nu te lasă să te așezi pe scaune, pentru că alte dăți așa a fost. Nu-ți dă voie, fiindcă le iei luciu. Ce? Pe undeva pe aici este și un muzeu. Undeva departe încolo. Luptele sunt la sala sporturilor, lângă stadion. Da, dar mi se pare că nu este... nu dă voie publicului să intre. Deci publicului nu dă voie. Interzis publicului. Hai, Joan, du-te să-ți iau un cadru acolo. Nu cred că se poate intra. Du-te la masă. Aici s-a pozat și Iohannis. Și Iohannis și-a făcut poza aici. Faci un film. Ia să vedem dacă ghicești pe ce scaun a stat Iohannis. Hai. Nu știu, stai pe el. O fi, ăla o fi. E ud? A, vezi? Cineva i-a șters scaunul lui Iohannis. Cineva i-a șters scaunul lui Iohannis, mă. Ia uite ce avem noi aici. Ia uite, mă, ce avem noi aici. Uite, o poză. Da, da. Am șters scaunul și s-a supărat doamna gardian. Mi-a zis să nu șterg scaunul. Azi ne uităm și la lac. Aici e un lac deasupra. După amiază la 4. După amiază la 4 se începe. Dar Julian o să boxeze undeva mai până la 5, 5 jumate. El este meciul, nu mai știu, 18, nu mai știu. Cred că este meciul 18 sau 20. Trebuie să mă uit pe lista. Pe aici am făcut alergări cu Claudio, ca să stea în greutate. Da, da, și ce alergări am făcut pe aici cu Claudio? E mare parcul ăsta. Știi cam cât e, cam cât are aici? Aproape cât... E, nu ca la noi. Mai mic. E o tură mai mică. Dar cred că are 20 de minute de alergare. Împrejur. Dacă pleci de la un capăt și alergi ușor, cred că faci 20 de minute. Aproape. La muzeu. Ha? Muzeu. La muzeu? Hai să ne uităm, hai să-l căutăm. E pe partea altă. Terațele, pe lac. Pac, pac, pac. Bravo, bravo. Păi, Jarule, mă bune? Alergam împreună? A, asta e râul Ziu. Dar mi s-a părut așa mai stătător și de-aia. Am crezut că e lac. A, asta e Ziu. Dar e murdară de tot. Nu-l curăță. De-aia mi s-a părut că mi-a dat senzație de lac, fiindcă are multe, multe mizerii. Mai ales râie de-asta, verde.
Hello! Claudel, ce faci, mă? Ah, ți-a adus aminte că alergai pe aici? Scrii după contul lui mami? Ești pe telefonul lui mami? Ia uite, Clau să uită la live-ul nostru. Ia uite. Salut pe Clau! Salut! Cred că pe aici e muzeul ăla. Nu e? Să cobor băscări pe acolo. Ateliere Brâncuș. Hai să coborăm pe aici. Unde? A, muzeu, în partea asta? A, vezi câta pomă a fost acolo, bă, tăiat. A băgat pe foc. Muzeu de artă. Mergem la muzeu. Giuliano, trebuie să le arăți ce artist ești tu, da? În seara asta, da? Le arăți artă, da? Da? Bravo! Giuliano, în seara asta o să dea un spectacol de artă pe ringul de box. Artă și magie? Cum dispare adversarul? Dă-mă, lăsa-mă în pulmă, nu-mi place una. Lăsa-mă, nu-mi place una. Să supără vătă-mă. Și am ajuns la muzeul de artă. Cred că ăsta e muzeul, Giuliano. Altul mai e. Uite, vezi ce mare e plopul ăsta, vezi? Așa o să găsesc și plopii noștri. Hei.
Mai sunt acolo niște plupi și mai mari. Uite-l pe ăla, fii atent, uite-l cât de mare ăla, îl vezi? Iuliano, nu e niciun muzeu pe aici. E un parc de joacă. Altceva nu e. Mergem ușor, ușor la masă? Unde? De acolo? Hai. Bine, Iuliano, înseamnă că ai ochii bine. Să ochiești bine și diseară, da? Bine, la ținte, da? Așa, mă. So now, we're going to art museum. Muzeul de artă. Ceva în legătură cu sculptura, cu brâncuși. Iuliano, ai ceva de învățat. Diseară trebuie să sculptezi frumos, ai înțeles? Da. Da? Dar vezi că brâncuși sculpta cam ciudat, așa, adică făceau ceva urât, dar frumos. Muzeul art. Deci, vezi, el făcea toate strâmbăturile astea, vezi, ai grijă cum. Se poate vizita? Da. Mulțumim. Ce este de vizitat? Înăuntru? Da. Se intră cu bilet sau? Da, cu bilet. Cât este biletul? Cât este pentru adult? 5 lei. 5 lei. Ia. Nu mai am și eu. Nu, ia de la mine aceasta. Scoate de pe asta, de 10 lei. Importanți. El este micul Hercule. Nu? Nu pot să-l las? Vă rog frumos. Păi vin degeaba? O plătesc, nu contează. Sigur. Bună ziua! Da, 36. Da? Da. No, suntem bine, suntem bine. Avem testul coronavirus, nu-i problema. Dacă doriți să fotografiați, este o taxă foto, să știți. Cât, doamnă? De 15 lei. Da, doamnă, plătesc. Da? Acum sau după? Acum am dat, citați aici biletele. Da. Ia, mai scoate tu 5 lei aici. Ia-i tu de-acolo 5 lei. E? Ai tu? Da. Ai tu? Mai 2 lei? Da. Bine. Plătește acolo. Stroe Iuliano. Slatina. În concediu ăsta mă arătă ce prin Slatina. Da? Mi-a adus eu aminte. Nu este prea mult de vizitat acolo. Păi nici n-am voia să vizitez, tranzitam. Vizitam spre Craiova. Și n-am mai pus GPS-ul. Adică, da, să că știm că am mai fost prin Slatina. Nu era prima dată. Ce naiba am făcut, nu știu. Ce străduțe ne-am ajuns. Da, ați urcat direct de la podul Olt, ați urcat drept în oraș. N-ați simt pe variantă. Nu ei, știu. Da, da, e un pic încurcat acolo. Olteii noștri nu s-au ocupat așa de bine de administrația drumurilor din localitate. Nu știu, dar atâta am ocolit, atâta am, că mai bine puneam GPS-ul, știți că GPS-ul ne ducea direct. Da, 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 sigur. Dar nici la tine n-are sens. Vă înțeleg, vă înțeleg, știu. Avem așa niște oameni gospodari acolo, că n-aveți idei. Păi am plătit deja, nu? V-am achitat o parte? Nu, nu, nu? Deci 10 lei biletele și 15 lei... El este copil, la 16 ani. Acum am avut biletele, nici nu mi-a spus.
Da, e 2 de 50, diferența e foarte mică. Da. Luați-i pe ăștia înapoi. Ia-i după ea, Juliana. Trebuie să-mi spuneți înainte de a rupe biletele, da. Apoi, am întrebat-i pe domnișoara, da. 40, 50 și vin eu și vă aduc după ce vă prezint prin muzeu, vin și vă mai aduc încă 50 de lei, da? Da, și ia-ți biletele, Ciupia, nu? Ți-ai amintire? Ia-ți biletele și chitarța. Haideți să ieși prin muzeu. Haideți, doamna, și ascultă ce spune doamna despre operele. Haideți, domnii, magazin de prezentare cu vânzare la plecare dacă doriți să cumpărați ceva. Da? Sunt la parcare, trei sunt la etaj. Se duce într-o sală în cealaltă, lucrurile sunt în ordine cronologică, da? Da. Aici aveți un smart fotografiat ca să țineți minte. Da. Că se mărește telefon. Da. Și tablouul la etichete, da? Mulțumim frumos. Deci, cui aparțin toate aceste opere? Fiecare sală, deci aici la parter, fiecare sală este sala și autor. Am înțeles. Aici este Mișu Pop. Da. Mulțumim frumos. Sigur, sigur. Nu mă grăbim. Sigur. These are Romania picture. Cum se numesc? Pictures. Painting. Așa, picture. De acesta este un anonim? Da, da. Așa ai spus. This is... Da? Ca opera. Da, nu știu cine. This is an anonymous painting. Anonymous. Do you believe that? Look, it's wonderful. Look. Anonymous. It's mystery. Mystery painting. No name, but it's beautiful, wonderful. This, look this school. Look this school. Yeah, and another school right there. You know, we are in Dracula country. The Dracula country. Look. So this is anonymous painting. What the hell?
Giuliano is in one museum for the first time in his life. I hope he enjoy this. Is thanks to you, my friends. Îți place, Giuliano? He want visit the museum. It's wonderful. Look at this thing. I don't know for what it's made, but looks so crappy. This so like a some wizard thing. Oh, flour mill. Yes, but looks so creepy. Ce zici, Joana? Îți place? Îți place? This is Iosif Keber. A selfie. This is a selfie. Oh my God. This is a picture selfie. I cannot believe it. Look. It's a selfie. Selfie portrait. You know what I mean that? It's the dad of selfie pic with smartphone. Oh my God. Look at this thing. Și acela vrea să fie Dracula? Nu. Dar ce ar semnifica? Sfinciile, mă zic, vreau cu diavolul. Diavolul? Da, pe așa se numește tablou, sfinciile, n-are nicio legătură cu Dracula. Ah, da? So, there is the evil. In up is the evil. Look, the evil. For the first time I see the evil. I tell you, Romania is the country of Dracula. Look. Vice. This is the vice. Holy mama. The vice is there. Și acum urcăm sus. Look at these things. Holy mama. Hai să uităm. Look. Giuliano. Trebuie să dai în adversar, să rupi bucată cu bucată până rămâne așa. Ai înțeles? Uite-te, sculptura, vezi? Trebuie să te rămână decât încălțămintea de el. Atât. Ai înțeles?
bucată cu bucată. This is Residence Evil. Oh my God. Oh my goodness. Residence Evil. Wow. Dracula's Country. Look. Oh my God. This look like Terminator, something from Terminator. This Terminator, you know, the RoboCop. Yeah. Holy shit, this looks so creepy. Creepy, and this creepy too. Yeah. No. Stay with me, my friend. Stay with me here, because I want to show you all this Dracula's museum. No, Dracula's device is Vice Museum, Evil, Residence Evil. Wow. There is the custode. Juliana, îți dau exemplu cel mai concret. Deci, vezi, unde lovești, trebuie să te lași gaură. Ai înțeles? Și faci operă de artă. Mă înțelegi? Deci, cum faci? Ia du-te acolo. Bam, gaură. Bam, și gaură. Înțelegi? Când lovești, exact, cam asta e. Asta este arta, opera pe care trebuie să faci tu. Vezi? Acolo unde ai lovit, bang! Și gaura. Ai înțeles? Cam. Înțelegi? This, I say to Giuliano this afternoon, make opera art in the boxing ring where he touch his opponent to make a hole, so he on the boxing ring will make a art show. So his opponent after fighting we will have some hole like that, because afternoon Giuliano have a fight. I give the advice to Giuliano, make his opponent like in this way with some hole body and head. Ai înțeles, Giuliano? La stomac și sus, unde trebuie să găurești, ai înțeles? Haide. Exact exemplu pe care trebuie să-l urmezi, faci un show de artă, ai înțeles? Da? Înțelegi? Aici avem chiar și o machetă, cam cum ar trebui să arăte adversarul după meci, da? Și asta ce? Mănăstirea Putna, da? Mănăstirea din Moldova, da, cred că aia e. This is a puzzle.
Puzzle. Puzzle, but I cannot understand, is difficult to me. Anyway, so this is Nikolai Bley, the master. Yes, this look like a Batman. Here we have a Batman thing. Look, it's something from Batman. Look, something like a Batman. And here we have something from Transformer. So could it be? This something from Transformer. No way. No way. Look here. What the hell is this? This is already no. This is a fair. Fair. Știi ce înseamnă, Juliano? Uite, adversarul tău trebuie să ia poziția asta pe podea. Asta este poziția fericii. Înțelegi? Deci el trebuie să ajungă în poziția aia acolo, da? Înțelegi? Face parte din arta boxului. Da? Adversarul trebuie să rămână, uite așa. Exact. This is the position of Juliano's opponent. Fair. The fear. Fair. After fight with him and have a bad and do to him page have a bad dream about Triana's fight. Wow, look at that. This is the belt. Aceasta este ultima încăpere? Nu vă spărați. Aceasta este ultima încăpere? Da. Acolo ați venit. Da. Da. So, we have pay for Ken. For Ken filming. We have pay. So, you can see all this because we have pay. It's not so, it's not too much. It was around, I don't know, $15. Media tax. They ask me media tax, filming tax. Yes, this is so creepy. This look like an old drug. But Tulele is Enescu musician. He's a musician very famous in Romania. This look like a teacher. Look like a teacher. We'll see here. It's a portrait. It's a portrait. But look like a teacher. And this one seemed to be from a Hobbit. You know, a story with Hobbit. Cum se numea filmul ăla cu Hobbit? Cu Hobbit. Filmul ăla, Harry Potter. Cum? Da. Harry Potter?
Nu, se numea altfel. Stăpânul inelilor. Ah, și cum se zice în engleză? The Ring... King of the Ring, I don't know. Look, sadly man, sadly. Sadly person. Let's see here. Le premier gros serie. First bots. The first bots. Wow. Yeah. First bots. That means first. Știi ce înseamnă? Ce? Primului bocanc. Vezi, sunt cață. Ăla e primului bocanc. Poate că până atunci a mers decât de sculți. Sau copinci. Se încalță cu primului bocanc. Asta înseamnă sculptura aia. Deci, Juliana, până la urmă, ce ai înțeles tu din ce ți-am explicat eu din opera de asta dată? Cum să o faci să o amesteci cu boxul? Cum? O artă. Să faci o artă. Bravo. Dar să faci o artă, cum să spun eu, mai mă gândesc, lasă-mi să mai mă gândesc. Lasă să mă gândesc până la ieșire. O artă grotesc de frumoasă. Ai auzit? O artă. Știi ce înseamnă grotesc? Grotesc. O artă grotesc de frumoasă. Adică, grotesc înseamnă ceva foarte, foarte urât, foarte, foarte, foarte și frumos. Am făcut o compoziție grotesc de frumoasă. Înseamnă că trebuie să faci ceva, o artă grotesc de frumoasă. Da? Și o să-ți dau exemplu pe un italian, am uitat cum îl cheamă, dar o să-ți mi-i aduc aminte și o să spun. Da, cred că ai învățat la școală, uite, device, wow. That is device. Over the woman and over the horse. Okay, believe it or not. Mulțumim frumos. La revedere. Bule, le-ți ca amintire, Juliana. Bing, bing. So... my friends, we have visit well we have visit the Vice home. It's something like a Dracula but more scary of a Dracula. Here, the woman tell me it's nothing about Dracula, he's about the vice. Here, the vice inside, the vice home. Scary. You look the picture. Cum s-a putut auzi că asta e casa Dracului? Casa Dracului, este vorba înainte despre Dracu aici. Nu știu. So, here, around, some other... Da, foarte frumos. Mulțumim frumos. Ne-am spăimântat un pic de vice-ul. Ce ați făcut? Ne-am spăimântat puțin vice-ul. La revedere. O zi frumoasă. I tell to her what scared me the vice. Wow.
Te-a speriat, Giuliano? Yeah? Te-a speriat? Nu? So... Now... We'll go to take the lunch because afternoon Giuliano have a fight. Mergem la masă? Hai să mergem. Hai să mergem. Cât o fi ceasul? Nu știu, fi ceasul. Dar cred că e vreo... La cât de-am dus noi la masă? La 12? Cât era? 12 și ceva, nu? Cred că e 12 jumate. E 12 jumate, sigur, da. 12 jumate. Look this. Vezi cât de mare e plopul ăsta? Uite cât de mare. E uriaș. Ui, asta are 4 etaje. Mai mare. Cât umblă cu 5 etaje. Mai ales avem partea altă, e și mai mare. Claudelu, mai ești pe acolo? Ha? Claudel, zi ceva. Claudel, nu mai ești pe live? Am vizitat un alt muzeu de care am, cu tine am vizitat alt muzeu. Vrei să vizitezi muzeul unde am fost cu Giuliano cu Clau? Bine, în altă zi. Într-altă zi o să mă duc cu Giuliano și la muzeu. Și data viitoare o să vin cu tine aici, pentru că cred că campionatele pentru cadeți or să fie tot aici. Așa am auzit că s-ar putea să fie tot aici. Așa că o să te aduc și pe tine la muzeul ăsta să-l vezi. Ăsta este muzeul diavolului. Hai greu. My friends, we go to take the lunch in five minutes we are there. If you rest on live with us, I will show you the restaurant and the food which we'll take today to the lunch. First of Giuliano fighting. So, rest with us to see Giuliano's lunch. First of fighting. Dacă rămâneți pe live cu mine, vedeți ce mănâncă Giuliano înainte de meci. În circa 3 minute vom fi la restaurant, nu mai avem mult. Acum am să vă arăt un pic camera din față. There is the restaurant where Hajdan will go to take lunch. So here is a media. Hagila, mergi înainte. Tu ai învățat arta de vas, ha? Arta diavolului, da? Bine, ai observat, trebuie să împingi. Împinge! Nu, împinge, am zis. Bravo! Așa.
Poți să-ți dai masca aia jos. Deja. Ia să-i nu-i așezăm. Unde? Aici? Hai, stăm aici. Gata, stăm aici. Wow! Nu-ți placă te Giuliano, că e cald aici. Ce avem acum? Ia ridică. Deci, bănișoare? Da. Cu decât una? Două. Două? Da. Cam zic cărciți, ia. Cam zic cărciți cu bănișoarele. Stai pe să ne aducă niște pâine. Stai pe care răbdare, pe să ne aducă ce ne trebuie. Sau... Să vedem felul 2. Ce ne aduce la felul 2 și desertul. Păi, dar chiar două. Iar două, n-au greșit. Ai găsit de bătea, n-a s-au pus trei. Here we are boxing. It's many boxing team. We have... GNC Boxing Club. Hai, go. Wait to see the second plate. This is the feast we wait for. Bread coming. Thank you.
Era făcut tu, cu șerban, chema șerban. Și tot ce aminte, ăla care... Care a făcut, era un pic, era o categorie mai grea de n-am făcut atât. După ai făcut alul Radu. Tot ce aminte, ăla e? Mai mult de 60. Mai mult de 60. Iar fac am avut 58 ani, 50 ani. A avut peste 60 de atunci. Ai avut 50 ani. Stați aproape, trebuie să așteptăm felul 2 și pâine, că n-avei pâine. Ți-ai și nu după aia un coșuleț cu pâine? Ce avem? Friptură.
is a good soup of meatballs. Mga beans lang. Temperatura hot. Cosa deve chiamare giù da col numero per la fine? Nu pot mai. Nu e fața ta ca să nu lucrezi. Trebuie să mă așteptăm pentru că sunt multe comenzi. Suntem suficienți și trebuie să-i servească pe toți. Așteptăm pentru felul 2. Felul 1 am avut o supă de perișoare, foarte gustoasă. Ne-a adus și salata. Salată de varză cu urme de morcovi. Ce ai adus? Ce? Așa. Salată de varză cu urme de morcovi. Da, sigur, este că este bună. Writer. He's a little bit old, and so
Master B Patient, pacient. Mulțumim frumos. Ai. Oh, the coins. Oh, comentarii au fost zis. Hi. The spaghetti and meat sauce. No, no, no spaghetti, just a soup. Cabbage. Slow. Hello, Russia. What's the response? Mulțumim frumos, acum mi-a apărut link-ul, mi-a apărut chat-ul. Până acum era ascuns. Iar a dispărut chat-ul? Cred că e ceva. N-au da, cred că e dat pe mesaj. Pe ăsta? Da, cred că da. Da. Așa? A. Suntem la masă. Am mâncat felul 1, așteptăm să vină felul 2. Și apoi ne trebuie să ne odihnim, pentru că după amiază boxează Juliana. Ai văzut de mult poate la asta? Cum să fie grotească? În același timp și frumos și urât. Înțelegi? Asta înseamnă că se găsit. Nu. Nu, pentru că nu am cum. Dar o să filmez, o să pun camera. Aia, da. O să pun camera să filmeze, dar o să vă spun rezultatul. Mulțumesc frumos, Aurelian, Nicolae. Mulțumesc frumos. Stai. Mulțumesc, dansează mult, box. Dansează mult, box. Bagă-l în colț, vezi unde se descoperă și începe să... începe să boxezi, ce ești cel mai bun, succes și poftă bun. Mulțumim frumos, Aurelian, Nicolae. Juliano, 60. It's normal. Yes, we are good folks. Yes. Hi, Kevin. Kevin. Hey, Kevin. How are you? We wait the second plate. Meat plate. A barbecue.
Yeah. Start coming out. Yes. Not, not breakfast, it's lunch. It's lunch. Yes, so. Mulțumim frumos, uite, te salutăm, băiat, te salut. Îți faci un milion de abonați. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Sper ca Giuliano și Claudio să ajungă, Carian Garcia și Canelo. Da. Și canal Calca și Canelo Alvarez, te rog, fă din ei o poveste de viață în care bunul simț munca vor avea mereu de câștigat. Mulțumesc mult! Așa îi face. Thank you, Kevin. Thank you. Hello. Oh, now I understand. Good breakfast to you. Yes. Second plate is coming. Two writers, and one of them is a bit old, one is young, but here is many towels, and he had to work a lot, so must wait for us start our third.
sunt puțin, eu cu doi. Și suntem... cu 100 la mes. Hai să nu zic 100, dar aproape. Well, thank you, Adam Ritzi. Thank you. Thank you. Thank you. Bye, Kevin. Bye, Kevin. Thank you. Thank you. Ai sus? Da? Da? He doing 60. Saludos. Mulțumesc frumos. Te-a spus tu ce sunt băiatul. Yes, sisi. Să mă fie de bine. Mă fie frumos. Căciune. Fuculițe. Nu mai puțin, imediat o să aduc. Second plate. Yes, chicken and rice before the match. Is cabbage with carrot. Giuliano is 60. No, e bine. No, no, Giuliano è bene, bene. Che bello. Good, nice. Te devi mettere, te devi mettere. Salut. După amiază, după 5. 5 jumate. Nu mai mânca cu... Salut! Nu mai mânca cu pâine acum, că ai urez. Da? Chicken leg. And rice. Rice with some vegetables. En français. Je parlais un peu en français.
Serbian English. Super à italien. Bruxelles de cuillage. Primul meci la Recu Iași. U Iași, Universitatea Iași. I'm good Italian. I speak good Italian. Mulțumim frumos. Is home. Bravo. Bravo. Foarte bine, foarte bine. Yes. Right there. Valentin. Thank you. Sedici. Uno e sei. Tot la boxa cu Clau, în finală. Primul care ești primul. A boxat cu la final. El e campion de la anul trecut. De la... De la care ești. De la de mine. De Thank you. Thank you. Nato in Italia, nato. Fie de mine. Fie de mine. Cum? Nu mai bați mii. Ce? Nu mai bați mii, nu bate duc, l-am plecat. Era mult ce azi. N-am zis că-i feric. Yes, I'm filming, but not in life. I have a camera.
Nu mai bate ei. For filming match. Ai ai? Nu l-a lăsat, nu l-a lăsat? Yes. Unde e sala? A good crazy. A good crazy. Nu te lama. Nu? Eu încep. In the good way. Hai, stai bapă. Asta merge să o elimini, da? Da. Elimini, frumos. La 4 trebuie să fim acolo. Da? Nu știu dacă au... Ce e cald? Cred că de cât dimineața... Nu? Cred că de cât dimineața au... Țani... Dar cum mi-a dat acolo? Da? Nu știu, la pâine de acolo. E aici? After 3-4 hours. No, after 4 hours. 4 hours. Iulian. Mulțumim frumos! Da. Exact aici. Da. E în formă. Mergem? Thank you. Thank you.
Deci acum o să plecăm la hotel, să ne odihnim puțin. Rămâneți în live. Vă țin acolo. Rest with us, because now we're going live on the hotel. We need shit. So. Okay. So. Yeah, the Jonas and Michelle, huh? Ia, John, ești pregătit? Da. Salut! Hai! Trage de ușă, trage. Julian, vreau un cafea, dar lasă că mai târziu. Hai să mergem. Hai să mergem la hotel. Mai iau șurel. No, yo no hablo español. ¿Podemos cortarse? The hotel are not so far. Și pe viitor vreau să merg Da, suntem în centru, la Gorj. Da, vrem să mărim clubul, vrem să ne facem și o sală mai mare. Avem intenții serioase. Hai, Julian, haide! Da, la Gorj, la Gorj suntem. Câștigă felicitări! Federația Română nu poate oferi mai mult decât o medalie, o cupă și o diplomă. Pentru că nu au sponsori, mă rog. Sau poate că nu caută sponsori, nu știu cum e treaba. Dar în Italia, dacă ești campion național, îți dă 5.000 de euro. Locul 2,
3000 de euro, locul 3, 1000 de euro. Juliana pe partea altă. Numai dacă trece la profesioniști. Am ajuns. Și am ajuns. Și noi stăm acolo. Da, România nu se plătește. În Italia se plătește orice meci. În Italia, fiecare meci se plătește. Eu am boxat acolo și luam câte, la început, 100 de euro, am ajuns să iau câte 250 de euro la meci. Nu profesionist, nu profesionist, amator. 250 la meci luam, de euro. Aici e hotelul la care suntem noi cazați. Da, am fost boxer, da. E altfel cum aș fi apucat cu Julian așa, fără să știu. În lift s-ar putea să rămânem fără semnal, dar țin până sus. This is the hotel. Close because no signal inside the hotel. Am să închid pentru că nu mai sunt, nu e semnal. Bye bye.